Vizualizarea în metoda ESPER reprezintă modul în care noi, cu ajutorul obiectelor, punem o situație în plan concret. De exemplu, m-am certat cu partenerul meu și atunci, în metoda ESPER, noi punem în practică această scenă și spunem: alege un obiect care să te reprezinte pe tine, alege un obiect care să-l reprezinte pe partenerul tău, alege un obiect care să reprezinte ce ți-a transmis partenerul tău în relația voastră, pe care și ea o simbolizăm cu o eșarfă. Toată această punere în scenă se cheamă vizualizare. Vizualizarea permite o oarecare detașare de situație. Faptul că eu văd un pic situația mai de sus îmi permite să fiu în postura de observator și, după cum bine știm, postura de observator îți oferă liniștea, răgazul, relaxarea de a vedea lucrurile un pic mai rațional, de a nu fi sub imperiul emoțiilor. Simbolizarea este tocmai gestul acesta prin care ofer unui obiect un anumit sens în situația aceea pe care o pun în scenă. Deci pot să spun: acest obiect reprezintă mesajul pe care partenerul meu l-a adus, sau orice obiect poate să fie, da? Acest obiect reprezintă răspunsul meu la invitația ta. Ne putem folosi de toate obiectele pe care le avem la dispoziție, nu trebuie să fie niște obiecte speciale neapărat. Sigur că cei care practică metoda au de obicei un coș cu obiecte unde sunt diverse jucării și atunci poate să pară așa un pic ludică povestea, dar este de fapt foarte, foarte serios. De simbolizarea este acest proces prin care confer unui obiect un anumit sens. Ce înseamnă un act simbolic? Un act simbolic înseamnă ce îi oferim acelui obiect ca și comportament. De exemplu, dacă să spunem că îmi simbolizez suferința pe care o resimt după o pierdere printr-un obiect, pot să spun: ok, ce fac cu această suferință? Poate că o îngrijesc, poate că o așez undeva și o las să mă însoțească o vreme, sau poate că, din contră, vreau să o distrug. Ceea ce fac cu obiectul simbolic se numește act simbolic. Pot, de exemplu, să vizualizez și să simbolizez iubirea pe care o am pentru cineva și să spun: ok, această floare reprezintă iubirea pe care o port pentru partenerul meu sau pentru, nu știu, copilul meu sau pentru părinții mei, și ce voi alege să fac cu această floare. De exemplu, o voi purta, o voi îngriji sau o voi presa într-o carte și am să o port cu mine poate o vreme, reprezintă un act simbolic.